Bine pe păr, bine pe freză, bine rău. Ne-am pieptănat și pe ziua de azi, pe clipul de azi. Da, bună ziua internet, o nouă săptămână, un nou clip. Cine s-ar fi așteptat? Sper că sunteți bine sănătoși, eu am fost la un party săptămâna trecută și lângă mine la cealaltă masă, un scaun mai în dreapta, ghiciți cine se afla, bă băiatule? Exact. Andreea Bostănică. Mi s-a părut extrem de amuzant pentru că simțeam că se uită cineva insistent pe mine, dar nu știam exact, m-am uitat și eu pe dânsa, nu știam exact cine e, de unde o să ia, adică mi se părea cunoscută, dar nu... Și după aia mi-am dat seama cine este. Nu mi-a zis nimic nici ea, nici maica sa, pentru că era cu maica sa, dar v-am zis, mi s-a părut extrem de amuzant. Deși eu n-am nimic cu ea personal, adică am mai zis chestia asta, să se înțeleagă. În altă ordine de idei, voi știți pe Nikocado Avocado, băiatul ăsta cu 4 milioane de abonați, 4 milioane jumate aproape, băiatul ăsta care s-a făcut cunoscut pentru clipurile de tip mukbang și pentru că făcea ca toți dracii pe unele clipuri. Cumva vreau să mă folosesc de băiatul ăsta din afară ca să adresez o problemă generală. Băiatul ăsta care a uploadat un clip acum 6 zile, care a făcut aproape 40 de milioane de views și o să vedem imediat despre ce este vorba. Bine, probabil știți, dar o să facem așa un recap. Plus de asta sunt foarte mulți oameni care fac conținut din ăsta tip mukbang, mănâncă în fața camerei. Nu știu de ce te-ai uitat la așa ceva neapărat, dar bănuiesc că fiecare cu fanteziile lui. În pandemie mi se pare că au luat amploare clipurile de genul din mai multe motive. Unul dintre ele ar fi că probabil oamenii mulți dintre ei se simțeau singuri și simțeau nevoia să se uite la cineva care mănâncă în timp ce ei mănâncă și cumva nu se mai simțeau la fel de singuri. Probabil și ca să își justifice unii dintre ei abuzul de mâncare, să nu se simte neapărat prost că ia uite cât mănânc eu. Uite că mai sunt oameni care mănâncă la fel de mult ca mine și sunt la fel ca mine. Da, și automat când te faci cunoscut pentru ceva anume, e greu să mai schimbi conținutul așa. Adică nu era ca și cum băiatul ăsta, nu știu, dintr-o dată putea să prezinte mașini sau ceva. Adică este o nișă și asta este o nișă. O nișă destul de periculoasă, drept dovadă. O nișă care poate duce la obezitate, o nișă care poate duce la depresie, o nișă foarte periculoasă, repet. Și omul nostru, Nikocado Avocado, ca să atragă și mai mult public, evident că na, consuma cantități uriașe de mâncare și mai punea și thumbnail-urile astea ca să iasă și mai mult în evidență, știi? Și chiar dacă este un personaj, doar un personaj pe YouTube, mie, de exemplu, mi-ar fi rușine să mă filmez în contextul ăsta, de exemplu. Ăsta e ultimul clip. Bă, băiatule, extrem de trist ce se întâmplă. Frățioare, nu. Nu pot să mă uit la așa ceva, efectiv, nu... Bă, și e scârbos, bă, tată! De ce te-ai uitat la așa ceva, bă, tată? Eu nu înțeleg, efectiv. I identify as skinny. Look at the tags, people. Look at the tags. This is official! Don't talk to me like that. Nici măcar nu e amuzant, mi se pare extraordinar de trist, efectiv. Și ca idee, el când s-a apucat de YouTube, arăta cam așa. Și la aproape toate clipurile are un număr mai mare de dislike-uri decât de like-uri. Adică ca să înțelegem nivelul, știi? Ăsta, de exemplu, 87.000, 31.000. Ia să mai vedem. Ăsta, de exemplu. Deci nu există clip în care să aibă un număr mai mare de like-uri. 32 cu 28. Și cei mai mulți oameni din comentarii cumva își făceau griji pentru mental health-ul lui, adică, știi? Și evident că avea și puțină susținere în spate, tot de la genul ăsta de oameni. Oameni pe care dacă îi faci grași sau le atragi atenția că sunt predispuși la mai multe boli sau subliniezi faptul că obezitatea este o boală, îți zic că faci și body shaming. Și cumva încearcă să te scoată pe tine prost din toată situația asta, știi? Dar îmi pare rău să vă dezamăgesc, eu am mai zis chestia asta, obezitatea chiar este o boală. Inclusiv pe Google, dacă scriem obezitate, o să găsim treaba asta. Obezitatea este o boală cronică, ceea ce înseamnă că este de lungă durată și necesită gestionare pe termen lung. Ce să vedeți? Dar da, de când cu pandemia ceva rău, mulți oameni s-au plictisit în pandemie și decât să facă ceva în privința asta, știi, cumva au găsit niște scuze. Au realizat cumva că mai bine se victimizează decât să facă ceva în privința asta. Au realizat cumva că, bă, hai să facem o normalitate din chestia asta. Și da, real, problema asta este mult mai deep de atât. Adică pot să fiu de acord cu chestia asta. Adică este un mix din ăsta de lene și un mâncat din ăsta așa de plictiseală pur și simplu. Poate să fie și chestia asta și poate să fie și o chestie psihică, pentru că sunt foarte mulți oameni care mănâncă pe fond de stres. Sunt foarte mulți oameni care mănâncă de fericire, mănâncă de tristețe, fac ce fac și mănâncă, nu contează, e ca aia. Beau de supărare, beau de de fericire nu contează, dar eu beau. Așa și genul ăsta de oameni. Acolo e o chestie psihică. Și cumva mai întâi trebuie să rezolvi problemele lor de aici, ca să îi ajuți cumva să slăbească, pentru că ei dacă nu sunt bine aici, nu o să... Da, și Nikocado al nostru în unele clipuri, de exemplu în ăsta de acum 7 luni, cumva încearcă să își justifice acțiunile și să dea mai mult vina pe public, știi, că ăștia sunt hater, că nu știu ce, iar pe unele clipuri cumva încearcă să își justifice toată treaba asta și pe unele se simțea mizerabil. Adică spunem că ești bipolar fără să-mi spui că ești bipolar. Avem de exemplu clipul ăsta. YouTube, 41 minute video begins on terrible footing, as after only 24 seconds, Nick's already almost on the verge of tears. Just gonna tell you right off the bat, I'm on the edge of a breakdown. Most likely by the end of this video, I'm gonna be flipping out. The reason for this is quickly revealed. Nick had begun to realize YouTube was actually a terrible... Așa arăta el înainte să se apuce de YouTube, voi vă dați seama, și așa a ajuns. Și a găsit și el o nișă și v-am zis, sunt mulți oameni care fac chestia asta, doar că el în timpul liber mânca la fel de prost. Adică mă îndoiesc că dacă filmezi o dată pe săptămână și mănânci tâmpenii, multe tâmpenii, ajungi așa. Nu, ajunge așa pentru că le consum constant. Terrible choice. My life was going great till I decided to do this YouTube life. And I'm sitting here thinking I have thrown away the best years of my life. Admitting he never would have started if given a second chance. I wish I could turn back the clock. I wish I could go back in time. I wish I would never have done YouTube. I wish I would have never decided that this would be a fun way to make a living, that this would be a fun way to have a life, this would be a fun way to provide for my family. He further hints as to why. My job is to face people who hate me, who don't care for me, that aren't even interested in me. Cred că lua mult prea în serios comentariile, sincer. Le lua mult prea în serios. Cred că și exagera un pic așa. Cred că făcea un pic și pe victima, n-o să vă mint. I don't like this channel. I don't like what I'm doing with my life. I had goals, I had dreams, and I threw it all away to eat food. Nick hating his job isn't unexpected, but his claim about money is a little more surprising. The irony is I've barely made any money for the past 2-3 years. Across Nicocado's 5 biggest channels, he's done one. Are mult mai multe canale, aparent. Views total, which by applying a conservative ad rate of $3 per 1,000 views means he's made 5.5 million from YouTube ads alone. 5 milioane mâncavași gura voastră, voi vă dați seama? 5 milioane de dolari și se plânge că n-are bani. Anyway, plot twist, surprinzător, istorie efectiv ce s-a întâmplat pe YouTube. Acum 6 zile a postat clipul ăsta intitulat 2 Steps Ahead, 40 de milioane aproape de views în 6 zile. Ca idee, pe canalul ăsta cel puțin, el nu mai postase de acum 7 luni de zile și acum 6 zile a venit cu clipul ăsta. Dar ce să vedeți, este în proces de slăbire sau a fost în proces de slăbire de acum 2 ani. El practic real n-a mai filmat un clip de acum 2 ani. A înregistrat mai multe clipuri, a avut conținut pentru aproape 2 ani de zile, voi vă dați seama, iar în timpul ăsta el a slăbit, bă băiatule. În ăștia 2 ani de zile a reușit să slăbească 110 kg. Haideți să vedem și noi cum arată acum, deși voi probabil ați văzut ce și cum. Și aparent are 1,8 milioane de like-uri și 34.000 de dislike-uri. Adică e singurul printre puținele lui clipuri în care într-adevăr are un număr mai mare de like-uri decât de dislike-uri. Ceva a făcut bine aparent, adică... 2 steps ahead. I am... always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. Experiment social. El a făcut un experiment social. Dar real probabil și-a dat și el seama că își pune viața în pericol și a făcut ceva în privința asta. Nu a făcut-o doar ca și un experiment social. Nu, a făcut-o pentru el. Și mă rog, probabil ca să demonstreze și unor oameni că uite bă tată, am reușit într-un final sau... Și sunt destul de sigur că a avut și niște intervenții chirurgicale, dacă e să mă întrebați pe mine. Adică în sensul de, bă, rămâi cu un surplus de piele de la așa la așa, rămâi cu un surplus de piele și mi-e greu să cred că n-a avut nicio intervenție din asta chirurgicală, dar da, haideți să vedem ce are de zis omul. Ia. So I am the villain. Superb, efectiv. În primul rând arată ca Eleven din Stranger Things. Doar mie mi se pare că arată ca Eleven din Stranger Things. Așa și așa. Absolut superb. Și în al doilea rând, nu știu dacă doar mie mi se pare, dar omul nostru are ochii roșii și nu știu dacă are ochii roșii pentru că n-a dormit ceva sau a plâns sau a fumat un cui înainte și real cred că e ultima variantă pentru că n-ai cum să intri în personajul ăsta treaz. And you will continue to consume these stories about me year after year after year. De ce vorbește așa? As I tell the internet. Aolea. El e villain. Aici, în contextul ăsta, era villain. Acum mie mi se pare erou, real, adică pentru că sunt destul de sigur că la rândul lui a inspirat alți oameni să facă ceva în privința asta. Bine, fie vorba între noi, a avut un mare avantaj, în sensul care el practic și-a înregistrat clipurile în avans și în tot timpul ăsta s-a focusat doar pe chestia asta în a slăbi. S-a focusat pe dietă și pe sport, deși mă rog, după corp, așa nu pare că a făcut. Cardio probabil a făcut maxim, la sală de greutăți nu pare că a tras, dar oricum 2 ani de zile doar asta a făcut. Gândiți-vă că sunt oameni care trebuie să meargă constant la job, adică că n-au să-și plătească facturile la luna viitoare dacă nu se duc la... Nu poate să-și permită să stea așa pe spate 2 ani de zile și să se focuseze doar pe chestia asta. Tot nu pot să-l iau în serios pe băiatul ăsta. Cine dracu se filmează și vorbește așa? Voi sunteți furnicile. Ok, încearcă să fie un personaj. Poate e un personaj, poate el nu e. Cred că e un personaj. Da, băi, atât de cringe ce se întâmplă. Vorbește, frățioare, normal. Las-o, dracu, de treabă. Omul meu și-a intrat în rol, efectiv. Eu v-am manipulat. Eu am făcut un experiment social. Absolut superb. Fizic a slăbit băiatul ăsta. Fizic pare mult mai ok. Da, mental eu cred că mai are de lucrat un pic pe partea asta. Da, bă, ce om întreg la cabă s-ar filma? Eu sunt villainul. Eu nici măcar nu pot. N-am cum, mi se pare extrem de amuzant. Se uite și așa. Today I woke up from a very long dream. And I also woke up having lost 250 pounds off of my body. 250, mai căutăm o dată să ne asigurăm că nu zic tâmpenii, în kilograme. 113 kg, eu am zis 110, 113 kg în 2 ani de zile a slăbit aparent. Și cu toate astea a fost privilegiat omul ăsta, nu o să stau, yay, super, aplauze, adică felicitări, dar repet, sunt oameni care n-au avut 2 ani de zile, n-au avut timpul lui 2 ani de zile să stea pe spate să se focuseze doar pe chestia asta, sunt oameni care n-au avut 5,5 milioane de dolari în cont, de exemplu, și tot au slăbit, s-au dus și la muncă. Gândiți-vă câți oameni a avut asta în spate, efectiv, avea probabil bucătar sau bucătari în spate, avea antrenori, avea... Bă, când ai 5,5 milioane de dolari în cont, credeți-mă că se poate slăbi așa mult mai repede și mai repede de 2 ani de zile și adică despre ce vorbim. Yeah, just yesterday, people were calling me fat and sick and bored. Păi... așa era, adică... Și v-am arătat eu vouă, v-am arătat eu cum stă treaba. Vedeți mă că și bully-ul ăsta a ajutat, mă? Ne-a demonstrat, mă. Eu am mai zis treaba asta și în clipul trecut, că și Naruto, mă. Ce, Naruto nu și-a luat bully, mă? El își dorea să devină Hokage, mă, și toți se îndoiau de el că nu o să devină niciodată Hokage. Și ne-a arătat, mă, Naruto că a devenit Hokage, adică l-a ajutat bully-ul pe Naruto, cum l-a ajutat și pe, uite, ne-a arătat el nouă că... People are the most messed up creatures on the entire planet. Cu asta putem să fim de acord, adică pot să fiu de acord cu chestia asta. Și or să fie oameni care o stea la mișto indiferent de cât de perfect pretinzi tu că ești. Că nu există așa ceva. Fă o frățioare pentru tine, nu știu, du-te la sală, habar n-am, ține dietă, ține, fă ceva, dar fă-o pentru tine. Adică da, ok, poți să motivezi niște oameni la rândul tău, dar în același timp fă-o pentru tine. Că oamenii, indiferent că ești gras, că ești slab, că ai six-pack, că n-ai păr, că ai păr, că nu știu, orice, oamenii tot or să zică căcaturi, or să lege de ceva anume. Real, e foarte greu să duci un stil din ăsta echilibrat cumva, știi? Pe termen lung, un stil de viață sănătos, să te odihnești cum trebuie, să mănânci cum trebuie, să faci sport și așa mai departe, pentru că se întâmplă căcaturi în viața fiecăruia, mai apar diverse chestii, nasoale, te desparți, te nu știu ce. Sunt multe chestii care te pot defocusa de la stilul ăsta sănătos, mă rog, sănătos, pe care încerci să-l duci, știi? Dar în același timp nici să te culci pe ureche, să, nu știu, intri în depresie, să nu mai mănânci, să habar n-am, să nu te odihnești cum trebuie. Adică nici să o dai în cealaltă extremă. Adică Wayne Rooney, mi-a venit acum exemplul ăsta în cap, efectiv, Rooney. Bă, tată, stai Rooney, mâncava-și gura voastră. A fost coleg, a jucat la Manchester United, a fost coleg cu Ronaldo. Voi vă dați seama? Ăsta-i Rooney, bă tată, ăsta Rooney e mai tânăr decât Ronaldo. Cu un an, ăsta are 38, Ronaldo are 39. Așa arată Cristiano, vorba aia, stați așa un pic să găsim o poză mai. Ăsta-i Cristiano, efectiv, la 40 de ani, 39, și ăsta-i Rooney la 38. Voi vă dați seama? Omul meu are față de șpriț, efectiv, pare că în fiecare zi bea cel puțin 3 sticle așa de vin. E, efectiv, s-a pișat pe stilul ăla de viață cât de cât sănătos, adică a dat tot dintr-o extremă în alta, să mor eu. Fost fotbalist, adică vorba aia să ajunge, adică și arăta el. Ăsta era el când juca, bine, bătrân așa un pic arăta și înainte, nu o să vă mint. Dar de la asta la asta, bă, băiatule, n-ai cum, efectiv, n-ai cum. Uitați-vă puțin la Ronaldo, bă, tată. Adică mie mi se pare că Ronaldo, pe bune, adică mulți, mă rog, mulți, sunt oameni așa care nu-l suportă, că e arogant, că nu știu ce, bă, dar în contextul ăsta de stil de viață sănătos, de sport și așa mai departe, bă, mie mi se pare unul din cele mai bune exemple, pur și simplu. Și omul e constant, adică și dacă se lasă mâine de fotbal, el o să arate la fel, o să se țină de sport, o să ducă un stil de viață sănătos, nu o să o dea pe șpriț. Când un om duce un stil de viață sănătos, practică sport, mănâncă cât de cât sănătos, se odihnește cum trebuie, se vede pe el, adică nu-i dai vârsta respectivă. Și acum o să-mi ziceți, păi, da, ce mai contează, nu, când ai atâția bani, o să, că oricum ce contează. Păi, bă, contează, adică mie mi se... Eu n-aș putea să mă uit la o femeie, bine, la noi e și un pic diferit, dar eu n-aș putea să mă uit la... Bă, să fie cea mai bogată, efectiv, din... Eu n-aș putea să mă uit la o femeie în viața asta, cu toți banii din lume, și să fiu atras cumva de ea, să îmi placă, să în condițiile în care, nu știu, e nespălată pe cap sau n-are grijă de ea sau e... Bă, n-aș putea. Dar, mă rog, la noi cumva e puțin diferită situația, în sensul în care pentru o femeie contează mai puțin aspectul fizic la un bărbat decât pentru un bărbat aspectul fizic la o femeie. Noi când ne strângem cu băieții la o masă, o să vorbim despre ea de cât de frumoasă e sau nu e. Ele când se strâng cu fetele la masă, vorbesc despre, da, ce mașină are, da, ce face, cu ce se ocupă, da, părinții lui, da, oare poate să... Dacă e și frumușel, ăsta e un bonus, știi? Da, nu e must. Pentru foarte multe femei nu e neapărat un must. Repet, există și excepții. Dacă vorbim de majoritate, cam asta e. E o întreagă discuție și pe tema asta, dar revenind la clip. And yet I've still managed to stay. Omul nostru totuși pare mai fericit cât de cât. Asta cu privirea nu pot să o înțeleg, dată, mi se pare. Și acum o schimbă cadru și pupă papagalul. Și-a pus și fațete, nu știu, cred că sunt fațete. Sau avea, nu știu exact. Și că he's only one step away from becoming a fitness YouTuber. Nu pare că a tras de fiare ca idee. Maxim cardio ceva, așa și dietă, dar de fiare nu cred că a tras. Ce mă miră pe mine la toată situația asta este că în ăștia 2 ani de zile, bă, n-au ieșit chestii la iveală, adică cu el. Că mă gândesc că mai ieșea și el din casa așa, nu? Și îl vedeau oamenii, adică îl recunoșteau după față, mă gândesc. Și că restore to factory settings, adevărat, jur. Da, și exact ce ziceam și mai devreme, sunt și comentarii în care dacă el a reușit o să pot și eu, că mai motivat și așa mai departe. Ceva bun a ieșit din toată treaba asta într-un final. Și sper că nu o să se întâmple. Că nu o să revină la forma asta. Pentru că el în clipul ăsta, la un moment dat, iarăși pune mai porția de paste sau ce sunt astea. Eu înțeleg cum pot să mă... Bine, pastea... Dar tot mi se pare extraordinar de multă mâncare. Da, și le mănâncă pe toate, mie mi se pare incredibil. Bine, sunt și oameni gen Matt Stoney, știți pe Matt Stoney? Și Matt Stoney mănâncă niște cantități huge de mâncare și totuși e slab. Dar, exact ce zicea și el într-un interviu, că el în timpul lui liber mănâncă normal, mănâncă ca un om normal. Și mănâncă la modul ăla doar când trebuie să filmeze. Deci, da, să sperăm că nu o să se îngrașe din nou omul nostru. Felicitări lui, ce să zic, a scris istorie, ca să zic așa. Beți apă, hidratați-vă, faceți sport, odihniți-vă și aveți grijă de corpurile voastre. Pentru că ajungeți ca Rooney. O să ajungeți ca Rooney. Dacă o dați pe șpriț și pe pizza și pe din astea, doar pe din astea, ajungeți așa. Arătați de 50 de ani la 38. Fiți ca Ronaldo. Luați-l exemplu pe Ronaldo. Ne auzim data viitoare. Like, share, subscribe.